Bine ați venit la Stax Trails, material despre cum stăm noi în camping. Ce facem, cum mâncăm omleta, cu ce o mâncăm, cu foc, fără foc, la pietre încinse și așa mai departe. Asta e poienița, e poienița secretă, ca să zic așa, din iarnă. Și cam asta e setup-ul, de data asta fără rulotă. Și o să filmăm iarăși să vedeți cum s-a gospodărit fiecare cu locul de campare și în ce condiții se campează. Hai că vreau să-ți arăt. Filmează? Merge? Da, uite ce are omul. Plasă cu magnet. E de făcut. Nu? Bun. Și-a pus aici hamacul, după cum se vede. În mașină mai filmat. Bănuiesc că e același setup. Patul făcut. Bun. Praf. Vezi? Asta e un dezavantaj. Praful de pe mașină. Când mergi la camping... Asta e, haide mă. Ai ouat, mă? Ai făcut 3 ouă de dimineață? Mamă, dacă faci 3 pe dimineață... Dacă faci 3 pe dimineață, ești bine, ești nebun? La daliera. Păi nu e, mă, că se... Vrei să-i pun așa? Nu, că haide mă, că merge, se aude. Să-l țin în mână? Ciuperci și un cuviță. Da, mă, ai dormit bine? Ai da, dormit foarte bine. Ce mai vrei, mă? Ți-a fost și cald, am auzit. Vorbea lumea. Alexandra, ce faci aici? Este tot după mine? Se încinge. Se încinge. Pony, ce faci acolo, Pony? Tunează și bacon. Și merge treaba? La fumă, de fapt, nu tunează. E ok. Am pus acolo pentru cine vrea mai făcut. Gen... Da, brad. Pățepușă. Sare ulei pe dumneavoastră. Sare ulei pe aparat. Mă duc cu cine vorbesc. Da, bună ziua. Doriți interviu la... cu baconul. De unde sunteți? De la Galați. Salut, Mocane. Salut. Ce gătiți? Gătesc șuncă de porc. De porc? De porc, da. De porc. Unde ați dormit azi noapte? Acolo și ea. Ăla micu. Mugâldeața aia neagră, da? M-a nimerit pe mine. Aveți loc? Avem. Dar pe diagonală puțin. Ah, da. Și eu în mașină tot așa mai dorm într-o parte. Trebuie să-mi atârne labele unde. Hai să vedem, Marius. Pe aici poți să te bagi? În vizuina lui Pony. Așa arată vizuina. Nu arată rău. Ai loc înăuntru. Ai. Cald a fost? A fost cald? Da, nici nu m-am băgat în sac. Doar m-am învelit cu el. Am lăsat doar portița. Fiți. Ia să vedem, băieți. Poftă mare la băieți. Aici e dezastru în sufragerie. Hei. SB. Ce s-a întâmplat aici? Intru încălțat? Nu. Nu? Nu. Ce faci acolo? Ești la duș? Îmi făceam aici puțină ordine. Ordine dormitor? Da. Ai dormit bine? Foarte bine. Bombă. Călduț? Cu igrasie puțin. De ce? S-a făcut condens? Am un sac de stajmecher de minus 33. Și l-ai dat pe Maxim? E de la Valentino. L-a dat pe Maxim, mă. Hai de muncă, ăștia spuși pe șoti. Hai mă, că să vorbim ce cort au oamenii. Ce cort aveți, mă? Ia vină, mă. Care, al cui e cortul ăsta, mă, mare așa? Cu 3 dormitoare și un living imens. Al Pony, frate. Uite, are și candelabru. Ai văzut candelabru? Mare. Frumos. Da, mă, 3 dormitoare, țiplă, Decathlon viața. Decathlon viață. Da. Ai dormit bine, Filip? Foarte bine. Chiar m-am odihnit în 9 ore de somn. 9 ore. Dar ce e dezastru ăsta în living? Cortului, vorbeam e continuu. Așa, ca după trezire, dar îi pun imediat la treabă. Da, vorbeam în continuu dimineața aici. Cine? Dobrescu. Dobrescu cu Dobrescu vorbea de dimineață? Mhm. Cu Dobrescu. Da? De 37 de ore am încercat să readorm, da? Deci îți trebuie un cort izolat fonic, anti-Dobrescu. Cort. Aici e bucătăria, mă. Să-ți dea Dumnezeu să somonizat.
E ton somunizat. Aici e bucătăria, nu vă supărați. Bucătăria. La noi se știe, în mașină, nu s-a desumflat salteaua. Minune, mă, cred că e prima dată când dorm. Cum ai dormit, Daniele? Păi, cred că e prima dată când am dormit cât de cât ok. De ce? De ce? Că mergi de un an, de ce? De un an și ceva? Păi, nu știu, mă, nu știu, am ghinion, se desumflă salteaua. Știi ce zic? Adică tot... Nu știu ce se întâmplă, frate. Nu mi-explic. Dar bun dormitorul, a fost ok. Trebuie să mai umflu un pic. Ăsta de soare, de ploaie, țiplă. Ne-am unit forțele. Cum ai dormit, Marius? Binișor. Binișor. Se putea și mai bine? Da. De ce n-ai dormit bine? Mașina mare. Ah, te-a tras bine. Curentul, mă. Da, da. Am înțeles. La Toyota aici pe burete. Ai dormit bine, mă? Ai căzut din burete? Trebuie să vă spun, setup-ul l-am făcut așa mai mult de impresie. Eu fiind mai micuț, am dormit în cotieră. Da, ai zis și tu, bă, să zică lumea că... Foarte mult, da. Setup-ul e pentru impresie, pentru imagine. De basto? Ai dat drumul, te-ai râzgâiat? Da. Păi ai dormit cu păturica aia, scuză-mă. Da. Drept să spun, eu nici n-am vrut să vin, dar eu am vrut să amerizez la Tuzla. Dar am greșit un pic ordonatele și am ajuns aici. Da. N-are nimic, e bine și așa. Da, este nerezut. Bun, hai să vedem la cortul deasupra. Cortul, vorbim singuri. Nu mai pun nicio scară. Ce să mai pun? Urc eu aici? Păi stric ceva, 100%. Băi, sparg un geam. Lasă-mă, mă, frate, că nici nu știu pe unde se pune scara. Se agață de astea, oare? De astea? Nu, ne pui pe asta așa? Dar nu vreau să mă urc. Bă... Sparg un geam, frate. Mam. A, și acum ce fac? Dai mai în spate și agăți acolo, că ligele. Nu știu ce să zic. Nu le-am agățat, normal că nu le-am agățat. Văd și eu că nu le-am agățat. Așa? Uh-huh. Nu știu, mă, stric cortul oamenilor, nu sunt sigur. Nu sunt sigur că e bine ce am făcut aici. Mi-e frică rău. Dacă se sparge geamul, tu-l plătești. Și cum fac acum? Păi, uite de aici, normal. E deschis chiar. Da, mă, frumos! Pare că am înghemuit. Știi ce zic? Are niște buzunare. Și acolo ce a făcut? A închis geamul pe partea aia? Se poate deschide geamul? Nu știu ce să zic. Plasă de țânțari, frumos. Da, cred că stai bine. Ai și vedere de sus. Îi vezi pe toți. Ui, ce așa? Da. Așa. Da. Hai, vezi o mașină mișto. Toyota? Nu, Jeep. Ha! Am sărit ca un ninja. Bagi în groapă, Paul. Trebuie mutat mai așa.
Așa, e bine cu partea asta, ca să am continuare. Păi, partea mai subțire spre ăla. Mai mi-a ajutat după asta. Trebuie să fii mai încolo puțin. Dai sus. Ia cu dreapta. Poziția aia proastă, care nu știe. Ești mai mare, rota mai mare. Ne vedem jos, întoarce. Întoarce că ne vedem jos. Ce pula, că eu sunt primul. Adică ultim. Ce, se întoarcă pulut. Stăm frumos, la, stăm frumos la umbră. Ce a zis Paul, ce am făcut? Ne-am dat bătuți? Imposibil. Nu se poate așa. Trebuie să ne simțim. Cum nu îl avem pe Daniel în această mini excursie, îl avem pe Filip. Ce faci, Filip? Nu știu, mă merg. Ideea este că am băgat pe un drum de taf și nu avem nicio șansă să urcăm, mai ales că a început și ploaia, așa că o să dăm ușor înapoi spre cazare. Cam atât.
Gen e drum de pădure sau... A, nu, drum așa. Mai periculos așa. Păi pe acolo ne ducem. Da, avem, avem, da. Am salvat ceva. Hai, te salut, ba. La mărțișoare de noroi. De jantare sau ce merge așa vreau? Toată lumea trebuie să-și facă de alea. De când o rula evacuare, nu vreau să facă din promorită. Cu pula mea, adică tot eu am băgat o grămadă de bani. Ce mai contează în 1000 de euro? Dacă ar ști nevasta mea. Dacă ar ști nevasta mea! Foarte spiritual. Hai! 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 Stai ușor, Filip! Stai un pic să te filmez! Stai! Ia încoace! Stânga, ia stânga, ia stânga! Ok! Îndreaptă și mai vine un pic în spate. Sau hai, dă-i ea. Hai că ai trecut. O să urci cu roata în spate pe ea. Ușor? Hai. Așa, ușor? Drept, bine.
Zavun, prepare porujdui, nu mai știu. Asta e tot. Nu știu, ce facem, ce gătim? Coaste, scăricică scrie pe ea, de fapt. Uite, a, nemarinată? Ea, nimic? Nemarinată, o marinăm noi. Scăricică de porc. Am venit cu marina la noi. A, o marinezi tu? Facem un sos. Sos? Sos. Pun pe foc? Nu, o tăiem. O facem, o ciopărțim, o facem bucăți. Eu adică nu, o fac. Se taie pe mână. Te-a pus să tai? Da. Am văzut că te-ai tăiat cu mortul. Da, m-am tăiat cu mortul. Nu? De la oricum e mort. Trebuie să nu facem o pungă de gunoi aici. Așa, în continuu. Trebuie să facem o pungă de gunoi aici. Mă ocup, uite o pungă. Avem coastele în ea. Scoate coastele, că coastele trebuie să le tăiem. Sau lasă. Uite, lasă așa. Hai zi ce să fac, uite, scoate coastele așa ca să le tai. Poți să scurg sângele ăsta? Mamă, dar câte coaste, mă, cine mă împărte? Șase... Șase să fie. Mamă! N-ai cu ce. La orez, trebuie pus... Hello, eu sunt Bubu. Trebuie să se facă, să se încălzească la să facă focul și trebuie pus uleiul în tigaie la încins. Sebe nu e cu minte, dă cu dale. Sebe, cu ce-i dat, cu tată? Cu laser point. Aoleu. Așa ceva a făcut. La teatru, știi? Ce? Sebe, prinde asta. Bine că nu se joacă cu lumina, dar telefon. Aprinde lumina să văd dacă o nimerez. Mamă, mai am de tăiat o grămadă de... nu, lasă-le așa. Mai am de tăiat o grămadă coaste. Eu zic că trebuie să facem... Ia vină cu așa, estimează și tu. Asta e un rând. Asta e un set. Mi-e frică că sare cuțit, ai să nu vin cu mâna goală. Taci, mă, uite-te aici. Asta e un set. Un set. Okay. Ajung oare două pentru o tigaie, pentru un rând? Nu, singur un set, o tigaie. Nu ajung. Una jumate? Nu, una, o tigaie, nici nu-ți intră într-o tigaie. Ba da, mă, frate, că-l facem deep fried, pune multul lei. Multul lei? A, da, vrei așa, am înțeles. Așa se face. Și nu mai trebuie o tigaie, oare? Păi, mă, al doilea foc facem orezul. Și nu mai avem atunci atâtea focuri și atâtea tigăi. Cine, mă, și atâtea... Eu zic că nu trebuie să le facem pe toate, că-s foarte. Facem acolo, facem trei dacă... Ei mai facem, dacă nu, nu. Ia Dobrescu, le filmează aici. E bine, cu de-astea că ne arde hainele aici, nebun? Asta e rețetă cu scorțișoară. Facem plăcintă. Aia o pui în pungă, bubule. Așa. Bubule, tai pe ăsta. Ambalajul. Ai, mai ești un cuțit? Păi da, dar nu vreau să le tai pe toate odată, că vreau să tai cam câte în cap în tigaie. Deci mai tai maxim jumate. Da. Mi-ai furat cârpa de aici. Nu e cârpă, e șervețel. Șervețel? E cârpă temporară, da. Da. Cârpă temporară. Cârpă bio. Nu știu cu benzina, te ocupi tu dacă e. Mai lăsăm puțin să se facă. Ați spus acolo să topească sau ce? Ha? Dozele? Ce? Ce tare ești, nebun. A, faci presiune, efectiv. Da. Trebuie să vaporizeze benzina prin țevușca aia ca să... După aceea, robinet. Ca să facă ce trebuie. Una mai și gata. Da, dar nu trebuie să le tai pe toate. Hai să punem tigaia. Da. Uite, hai să punem uleiul la încins. Pune-l frumos. Am lăudat prea mult, mă. Vezi? S-a deocheat. Hai, mă, să avem, uite. Nu știu ce să zic. Aia, ulei era pe masă, ulei. Păi nu stau eu degeaba. De ce l-ați dat, mă, jos? Păi că a vrut șefa. Șefa, știi că ulei să fie deep fried, ai văzut cum trebuie. Dar e proaspăt. E proaspăt, nu? Ia, ia, vezi, nu e oțet. Nu cuci de foc și de mâncare, câte lucruri fac. Eu sunt lampadarul emisiunii aici. Eu am făcut asta. Emisiune aici. Atâta poni, nu? Nu, mai pune, mai pune puțin. Gata, gata, gata. Nu mă vezi lasă bine? Lasă că poate ne mai trebuie pentru puneți o tură, ochelari. Adică sigur. Lasă-l jos acum, de vreo. Poftiți? N-am terminat aici operațiunea cu scorțișoarea, deci pentru acum... că mie îmi place scorțișoara din plin. Ce să stii? Pentru se marinează că... coastele? Asta se întâmplă? Asta e procedeul sau se scorțișorează coastele? Acum șmecheria se scorțișorează înainte de prăjeală. Da.
foarte bine și da? Se face crocant așa de la scorțișoară. Ok. Și după prăjeală facem un sos mirific. Ah, ok. Și deci vorbim de sos când îl facem, okay. Că n-are rost să deci asta e singura... Scorțișoară, sare și piper. Aha, ok. Sare și piper se pune în orice, oricând, oricum. Și după aia se pun la prăjit. Ce faci, bucură? Lasă-le că alea le punem pătura a doua. Eu zic că ajung astea pentru... Sau echilibrăm un pic. Fă-le, prepară-le pe toate și împărțim jumate acolo, jumate aici, nu vrei? A, hai să le punem, da. Hai, pune și acolo. Sau e din degete. Hai, stai să mai... Adică nu. Stai să pun și... Tu pe acolo. Pe acolo. Da, dar nu miroase ca la mașină, miroase ca la... Aragaz, nu știu cum se zic. Aragaz. Peper. Îți dau niște piper pe degete dacă e, bubu. Poate-ți trebuie. Așa. Uleiul ce-o face aici? Ce faci uleiul? Trebuie, sigur. Ne durează. Da. Vine cenușa aici, mâncăm cu cenușă azi. Nu mai punem... Nu are nimic, pune-i pe da. Ceva brăduț? Nimic? Nu brăduț. Dacă vrei, dacă vrei punem în orez niște ace de brad. Nu, nu, oricum nu se potrivește. Avem, avem, punem ceapă. Folosim ceapă verde de data asta. Asta trebuie să așteptăm uleiul să se încingă și acum trebuie să punem apă pentru orez. Asta? Da. Că unde producem și noi niște apă? Sunt spălate de apă. Mine la râu. Sunt da, ok. Am eu apă. Am citit pe el, uite, citește și tu pe orez. Citesc orez? Da, eu am citit pe el că pui apa la și pui în apa care fierbe niște orez. Cât vezi și tu. E, a, scuze-mă, să-ți dau un... Zic cu voce tare aici, zi rețeta de orez. Fierbe timp... Unde ai citit, mă, că se pune? 15-18 minute? Ia vezi, mă, pe latără. Cum? Ce, grăsim? Grăs. Orezul spălat în prealabil. Tu l-ai spălat în prealabil? Nu, l-am spălat în apă. Nu vezi că e punga sigilată? Păi da, eu nu înțeleg, de ce să nu mai spui? Ți-a dat murdar sau? Da, eu nu, nu-l mai spălăm, că oricum fierbe, nu? O măsură de orez cu două măsuri de apă. Da. Se adaugă sare după gust. Se pune în... După gustul cui? După gustul. Și se fierbe timp de 15-18 minute. Da. Poni uleiul, e gata, gata să știi, apropo. Gata, mă apuc de... 15-18 minute. Da, mă, serios. 1 kg. Da, mă, da. Da, mă, da, e bun. Face ca orice orez. Cum? Pun în ăla, mă. A, știi ce-mi trebuie? Da, eu nu pot să gătesc la lumina asta, să știi că mă, să mai apresc, o să mai aprind puțin lumina. Ia apa să... Ia apa să... M-a prins o pasă de la foc. Hai, că ai așa, că e bine. Te ajută? Da, pui că mai aprind. Cât de cât așa e bine. Trebuie să fac uleiul mai tare puțin. Da. Trebuie să stea pe unii la prăjit, până se fac, se prăjesc un pic. Se face o crustă, se vede, se își schimbă culoarea. În funcție de cât de încins e uleiul. Dacă uleiul e încins în condiții de acasă, mai mult de 10 minute nu e nevoie. Aici s-ar putea să fie nevoie de mai mult. 15, 20. Paule! Da, mă, ne-a adus Paul benzină. Da, mă, ce benzină ai luat, mă? Paul ne-a adus benzină de la Călăraș. A luat de 95, mă. Nu arde? Ai luat, arde, da, ai adus benzină din port? Da, de tonat. Da? Da, da, da. Trebuie să mai punem niște prășuri. Așa, mă, deci facem porție dublă de... Amestecă orezul cu apa. Până nu se omogenizează, până nu se omogenizează deloc. Dă-o bine un alt cronometru. Să nu se facă pilaf asta aici. Nu, nu, nu. Ăsta oricum cu bob lung, ci că nu se face, ci că nu se prinde. Facem, am pus să fac sosul și cred că fac porție dublă. Și ce pui acolo? Miere. Miere. Așa, din ochi cu lingurița pun vreo... Scrie sirop de agave 6. Ecologic. Da, miere. E un recipient pe care l-am... Era gol pe acasă și am pus mierea în el, că am schimbat mai ușor să mă folosesc de apă aici. Ah, ok. Am făcut o inginerie. Bravo. O
cum se numește ce face Sebe? Sebe? MacGyver-ul? Da, da, când face el, când meșterește el ceva, cum se numește. Galvanizează. M-ați ținut de vorba, ați numărat și voi lingurile astea? Da, 3. 4. Eu zic că am pus 6, da, uite, mai pun una pentru. Pus, oricum mai trebuie, că ai zis că faci pe dublu extra sos, deci mai trebuie. Băi, nu poți mai fac încă o dată, mai pune, mai pune o linguriță, hai. Vă dau afară. Dacă vrea Bubu. Gata. Gata? Da. Ia vezi, e bun siropul de agave? Deci se pune de miere, 6 linguriță. Aici citește ce scrie aici. Iute de pastă de ardei. Iute pastă de ardei. Iute pastă de ardei. Vrei de în ardei. Sos de miere? Tu să cobori. Iute pastă de ardei. Asta hai, zic, nu? Vrei, hai, coboară tu în sosul de miere. Câte lingurițe înseamnă acum una? O, e cam cu vârf așa. Uite, pe a doua o mai pun jumătate. Deci două lingurițe de iute pastă de ardei. Așa. Ce să mai pun oare aici? Acest sare, piper, tot, pun și de la, uite, soia? Ai intuit bine. Cum să vezi face, că asta nu intuie. Cred că se rupe asta. Nu? Nu, nu, ea trage. Da, păi am achiziționat aici, special pentru rețetă, că nu aveam. Trebuie să pun săricică. Și de asta câte pune? 50 de mililitri. Te-am încuiat, așa scrie la rețetă. 10. Ce faci, mă? Hai, mă, Daniel, ești mai serios? Pun? Dai cu sos de soia pe toată masă. Mi-a sărit. Mai pune, mă, mai pune, mai serios. Pune, unde-i piperul aici, piperul. Gata. Păi zi, mă, frate. Cred că am pus cam mult. Un pic. Da, cred că se omogenează acolo cum trebuie. Se aude ceva. E Iuri. O fi ursul. Și acum, da. Fii atent. L-amestec eu? Pune niște Sanovita. Sanovita? Așa scrie, sună medicament, dar vezi că nu e Sanovita. E așa, ține așa căușul. Nu se vezi Susan. Pune o palmă, gen. Doamne. A curs mult. Mai pune una. E și frică acum. Gata. N-am, mă, că au, că nu știu ce. Că bau. Pierdeam și el asta. Auzi, ia, dă-și mine să-mi facă. Ia, și ție. Mai avem dăutură, dacă e. Ce? Dăutură de sos. Păi, asta, sosul ăsta, de-abia, cred că ajunge pentru ce e acolo. Păi știi ce n-am pus mai mult? Păi, ce mai facem, dacă mai facem și coaste, dacă nu mai facem coaste. Uh-huh. Gusti? Uite, ia furculița și gust. Nu, gustă, mă! Nu, gustă, mă! Și... Păi am nevoie de cineva să zică dacă e bun, dacă e rău. Pulise. Mamă, nu așa, mă, că e neh. Dar n-are miere, nu? Ba da, are. Ba da, mă, cum? A pus, a pus prea mult susană, să mai pune miere. Nu, prea mult soia. Prea mult soia? E prea mult soia, frate. Pune, mă, miere. E de vreo 10 ori prea mult soia. Vezi? Deci facem mai mult. Da, păi vezi. Miere și... Trebuie să mai punem și de ăsta, nu? Nu, că ăla cred că e prea iute. Nu, nu, e destul de iute. Bine, mă. Mai pun susan? Cum e? Ia, domnul, da, mierea e lipsă. Mai pune miere. Că, mă, frate, e lipsă. Dar nu e că mierea e aftertaste. Mai așteptă puțin, că vine. Nu are munci în aftertaste, ești nebun. Numai acum. Are after taste, mie, e parte iute direct. Mie așa mi se pare, când gust e iute și după ce trece gustul de iute, rămâne gust de dulce. Nu știu ce să zic. Eu, vă zic eu. Suntem în Pompei. O nimb. Da. Asta care cade. Unele din ele mi se par gata, să știu. Ia castronelul ăla și scoate-l. Asta? Asta? Da. Ia, vezi, dar o să am nevoie de lumină, cred. Vin cu lumina și cu palețica aici. Vreau să gust. Da, da, vreau să le mai întorc o dată, uite, stai. Mai pune puțină miere. Ia, stai, gustă, Filip. Ia, vezi, mă. Dar nu-l mânca pe tot, trăi chiar ție acum. Mă, dar... Ce? E ok sau mai trebuie? E ok sau mai trebuie miere? Nu, no, miere nu mai trebuie, clar. Ia gustă, Dane, tu. Te-ți aduc? Cam dulce. Da, acolo, că-ți aduc. Dulce acum? Da. Mai pune soia.
Păi asta zic, îți rămâne după aia gust. Un pic de soia mai trebuie pus și un pic de pasta. Asta? Nu, soia nu, eu zic că e destulă soia. Așa a zis Filip. E bun, mă, e sărate și dulce. Un pic de pasta, uite. Da, puțin. Mhm. Puțin de pasta mai merge, da. Bagă, da. Dar e bun. E ok. Și cu corpul, e sărate și dulce. Oni, mai dai coaste, mai pun acolo unde avem, mai avem. Da, mai avem de rând de acolo. Eu mănânc să niște coaste de astea. Nu că mâncați. Orezul? Face și orez? Da, nu face doar apă cu apă. Să avem ce să, să avem ce să bem după coaste. Bă, să mai tăiem un rând de coaste? Nu, nu, eu zic că e suficient. Eu zic să mai tăiem. Ați mâncat în continuu. Mai taie mă coaste. Păi eu n-am mâncat nimic, ai făcut pe aia. Băi, eu mănânc. Bă, sunt mulți. Bă, sunt mulți, mă. Gata, mă, calmați-vă. Nu, oricum zic, aici sunt puține de un rând, intră mai multe. Calmați-vă. Vili, calmați-vă. Zile mă pune. Așa e la noi, mă, se ceartă de mâncare. Un weekend întreg. Bagă-l pe ăla, care e vârf, mai vârf. Mănânci coaste de-astea, da? Și tăie și aici. Nu mă, bagă, stai spre mine. Le facem pe toate, după aia nu se ridică până nu se ridică. 900, nu vreau să... Bubule, oricum câte sunt în castron, sunt puține pentru un cum rând. E... Calmați! Pepe, mai vreau un pic de lumină, te rog. Da, mă, calmați! A tot apelez la calm și nu... General, a înghețat. Și s-a făcut liniște și toată lumea e atentă la finuța, la finețe acolo. Mamă, ia zi câte sunt. Și eu cuțitul ăsta. 79. Le numărăm? Stop să le numărăm, bă. 95, 99, 107. Hai, numărați-le pe astea. A, și vă mai dau după aia. Alea nu, sunt 14, mă. Eu am zis 107. Sunt 14. Mai de cât să numesc? De ce de cât de mic? Îmi place maxim. Bubu, pune sos peste astea. Acum mă ocup. Nu le lasa așa, mai desfă-le puțin înainte. Coastele. Am făcut un rând acolo. Un rând? Sosul ăla. Bag astea două. Care sunt gata? Gata, păi sunt. Să se pună bine. Dar cred că e bun. Adică n-are bun. Orezul cum o fi oare? Tot. Am zis că l-am de fac un restaurant cu bun. Eu sunt la încasare și bubul la bucătărie. Avem... Na, mai trebuie, mă. Facem galea? Da, da, da. Nu. Pe clasic. Mergem pe clasic. Nu, merge pe clasic, nu așa. Pe clasic? Ce bă, da. Ce vrei tu? Băi, a pus coastea altă. Rețeta originală este să le arunci în sos. Da, mă, te cred, da. Și învârți în sos acolo și îl scoți. A, așa e rețeta. Acum da, da. Pe drum, nu? Nu, 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 am zis că... De coaste, te rog, fii amabilă. Fii drăguță, lărguță, drăguță, domnișoară. Haide, mă. Mai dăm o coastă. Păi nu mai am făcut. O coastă? Da, mă, da. Nu cred că mai trebuie. Eu zic că da, eu zic că da. Sare și piper. Acum. Piper. Alex, îmi dai un pic piperul de acolo, te rog? Aia rotundă cu multe. Cu multe condimente. Am și o treia. Am și caponi, ha? Am și caponi. Se vei pune lumina pe fiți puțin, te rog. Cum e, frate? Știi eponii? Cu Bubu? Mm? E și meritul lui Dani. Bune, 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 bune. Bune, bune? Mm-hmm. Da, și eu astea unde le pun? Cine? Aici, pune-le aici. Păi, a, le pun peste astea. Păi, da. Să mănânc una. Era pe aici, dar... Îți dai seama că a furat-o cineva. E... gustos? Are os. Gustul osului. Ai prins gârci? Ceva, nu știu, rău. Rău? Un cui. Te-a blestemat Bubu că ți-a căzut pe jos. Eu așa am cred. Prins un cui. Am făcut pană. Zic ceva, mă, despre... Da-i bun. Da, așa crezi. Doru-ți mai scoate din ele. Am scos, am scos. Ai mâncat?